Stă scris la lege și la mărturie. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, cu versetul 17, stă scris: Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Hristos îi dă aici întregului său popor un exemplu al modului în care el acționează pentru salvarea omului. Fiul lui Dumnezeu se identifică pe sine cu oficiul și autoritatea bisericii sale organizate. Binecuvântările sale vin prin cei aleși de el, conectând astfel omenirea la canalul prin care se revarsă acestea. Conștiinciozitatea strictă a lui Pavel în lucrarea sa de persecutare a sfinților nu i-a adus scutirea de vinovăție atunci când Duhul lui Dumnezeu l-a impresionat să recunoască cruzimea acțiunilor sale. El trebuia să devină un elev al ucenicilor. Avea să învețe că Isus, pe care în orbirea sa îl considerase un impostor, era într-adevăr autorul și temelia întregii religii a poporului ales al lui Dumnezeu din zilele lui Adam și desăvârșitorul credinței atât de clar arătate în viziunea sa de iluminare. Pavel l-a văzut pe Hristos ca apărător al adevărului, împlinitor al tuturor profețiilor. Se considerase că Hristos făcuse inutilă legea lui Dumnezeu, dar. Când viziunea lui spirituală a fost atinsă de degetul lui Dumnezeu, Pavel a aflat de la ucenici că Hristos era promotorul și baza întregului sistem iudaic al jefelor, și că, prin moartea sa, simbolul și realitatea s-au întâlnit. Și Hristos a venit în lume cu scopul special de a revendica valabilitatea legii Tatălui său. În lumina legii. Pavel s-a văzut pe sine însuși ca păcătos. Acea lege pe care el credea că o păzise cu zel îi dezvăluia acum drept călcător al ei. În lumina legii, Pavel s-a văzut păcătos. A murit față de păcat și a devenit ascultător de cerințele legii lui Dumnezeu. El s-a pocăit de păcate. Și a avut credință în Isus Hristos ca mântuitor personal, a fost botezat și l-a predicat pe Isus tot atât de conștiincios desilitor cum îl prigonise mai înainte. În convertirea lui Pavel ne sunt date o serie de principii importante pe care nu trebuie să le uităm niciodată. Răscumpărătorul lumii nu evaluează experiența și manifestările religioase în afara bisericii sale organizate și recunoscute, acolo unde are o biserică.